Bianca Drăgușanu, reacție acidă, după ce fanele au criticat-o care buzele prea mari. Ce le-a transmis vedeta? La vârsta de 40 de ani, Bianca Drăgușanu are o viață împlinită. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare personale, iar de fiecare dată când îi se întâmplă câte ceva, ea împărtășește cu fanii ei. Acum blondina a avut o reacție acidă, după ce fanele au criticat-o care buzele prea mari. Bianca Drăgușanu, reacție acidă, după ce fanele au criticat-o care buzele prea mari. Bianca Drăgușanu a povestit în mediul online că multe fane o critică pentru care buzele mult prea mari, însă ea nu este afectată de ce spun ele și nu va schimba nimic la ea doar pentru că așa consideră fanii ei că este bine. Mi-am verificat mesajele din Instagram și am observat că mai nou s-au trezit frumusețile astea care ele arată ca niște porci mistreți să-mi spună mie că am buzele extrem de mari. Băi, dar nu v-ați plictisit de 10 ani să tot îmi spuneți asta. Păi și dacă îmi spuneți lucrurile astea nu e ca și cum mă interesează sau ca și cum s-ar schimba ceva, a mărturisit blondina. De altfel, vedeta a precizat că nu are buzele atât de mari pe cât le vede lumea, ci ea folosește un filtru pe Instagram care îi face buzele să arate mult mai mari. Oricum, filtrul acesta face buzele mai mari și tocmai de asta îmi place, că dacă aș avea buzele cât mi le arată filtrul acesta, probabil nu mi le-aș mai injecta, dar nu le am și mi-ar plăcea să le am așa, a mai adăugat ea. Vedeta a revoltată pe locurile de parcare din București. În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu a fost din nou enervată pe Instagram, asta după ce nu și-a găsit loc de parcare. Vedeta le-a mărturisit fanilor în mediul online că a fost nevoită să facă câteva ture bune în trafic pentru a găsi un loc de parcare, deoarece ea nu-și mai dorește să parcheze neregulamentar și să primească amenzii. Totodată, și-a întrebat fanii dacă ei au idee unde se duc banii pe care fiecare persoană îi plătește pentru amenzii.